câți dintre noi știm cu adevărat cum este România profundă? Acea Românie fabuloasă care te aversează secolele, pe care o deslușești uneori doar dacă ești atent în cărțile de căpătâi, în îmbinarea savantă a culorilor semănate de Dumnezeu. Acea Românie menită să dăime, adânc prinsă de sufletul nostru. Credința și știința, deși au origine comună, diferă foarte mult. În credință omul își deschide larg sufletul. În știință, mintea omului cercetează, observă și experimentează. Și una și cealaltă duc invariabil la aceleași lucruri mari. Atunci a fost minune, n-a fost, cred, a fost lumea și țara. A venit și vieții, spunea. Scobora lumea, nu mai ții minte, cu oastea Domnului. Venea lumea pentru că era minunea și trebuia să-l vadă pe omul care a vorbit cu Dumnezeu, pe Petrache Lupu. Ciobanul Petrache Lupu care a vorbit cu Dumnezeu. În vara anului 1935, într-o singură zi, 10 trenuri suplimentare supraîncărcate porneau din Craiova pentru a transporta pelerini la Maglavidul situat la 15 km de Calafat. Vestea s-a dus ca fulgerul în țară și a început avalanșe de lume din toate zonele țării și chiar din țările vecine. Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, Ungaria. Aici se dusese vestea că un umil țăran propovăduiește în cuvinte simple, uneori istețe, o morală prin excelență omenească și creștină. Cuvintele semănate de el au găsit o rezonanță fără seamăn în sufletul a sute de mii de oameni. Pe timpul minunii atunci venea lumea, era de la gară și până în vale, om lângă om. De la țăranul analfabet până la omul cult și-au dat seama de dezastru moral ce pândea zorii acelor vremi. A fost de mic năgăjit, a fost cioban la oi, a fost... Avea un ciumag așa, un piaș, încălțat în o pinci, așa era. Foarte modest, foarte modest. Prieten cu toată lumea. Nu s-a discutat, n-au existat răutate. Hai să... Cred că ar fi foarte urâcios să spunem noi lucrul ăsta. N-a existat răutate la el. Sau să discute cu cineva, să bârfească sau... Nu. Iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Iartă-le păcatele. Iarna tatăl său vitreg fura crucile din cimitir și făcea foc cu ele ca să se încălzească. Petrache plângea și tremura de mâhnire departe de foc să nu-l ajungă căldura și nici lumina lemnului morților. După ce adormeau cu toții, lua crucile și le ducea în cimitir, înfingându-le la locul de unde fusese reluate. De ce? De ce iei umbra morților, tăticule? Zicea Petrache. Lasă crucile acolo, săracii, să le țină de umbră. Locul acesta unde ne găsim noi, în urmă cu 75 de ani, era cunoscut în sat ca locul La Buturuci. Un tânăr cioban cu defecte fizice de vorbire și de auz a avut revelația întâlnirii cu Dumnezeu Tatăl. Unde este stâlpul acum aici, era una din acele buturuci și în fața căruia Petrache Lupu a avut acea viziune dumnezeiască când i s-a arătat moșul. Și ce îmi spunea că să mă duc să spui la lume, să se pocăie, dar ce mi-e frică că nu mă crede nimeni. Să privim în istorie. Moise era cioban. Și să facem și o paralelă.
Numai lui Moise pe muntele Sinai s-a arătat Dumnezeu, iar de la Moise și până la Petrache Lupu, vreme de 4500 de ani, nu s-a mai arătat nimănui. Și în alte apariții miraculoase, și mă refer la cele ale Maicii Domnului, la Fatima, la Lourdes, la Medjugorje, toți cei care au vorbit cu Maica Domnului au fost păstori, au fost ciobani. Într-o primă revelațiune în 31 mai, a doua revelațiune în 7 iunie și a treia în 14 iunie. Când a treia oară i s-a arătat moșului Petrache Lupu și l-a certat că de ce n-a mers în sat să-i spună preotului și la oameni, pentru că el nu s-a dus nici prima dată, nici a doua oară, pentru că era rușine să gândea cine sunt eu să spun la lume ce am văzut și ce am auzit și cine să mă creadă pe mine. Și a treia oară a spus, mă duc la stână și apoi merg în sat. A mers la preotul Bobin și i-a povestit ce s-a întâmplat. Preotul, știindu-l om sărac, neputincios, a avut oarecare îndoieli. Nu prea l-a crezut nimeni, dar oamenii s-au mirat, pentru că era pentru prima dată când Petrache reușea să vorbească. Și ciobanul, Petrache Lupu, și preotul au început să propovăduiască lumii poruncile pe care le-a primit de la Dumnezeu Tatăl. Așa cum a fost el, simplu, needucat, necitit, însă avea o priză la lume atunci când vorbea, nemaipomenită. De la sfârșitul lunii iunie 1935, pe toată durata verii acelui an, prima pagina cotidianelor românești a fost dominată de cele trei teofanii ale ciobanului Petrache Lupu din Maglavit și de efectul lor. Se formau cu astea trenuri direct din București, destinația Maglavit. De la o duminică la alta creștea numărul, pentru că vestea s-a dus ca fulgerul în țară și a început avalanșe de lume din toate zonele. Dacă era 200 de mii pe poză, era lume de la... A fost un gal. Statisticile vremii arată că rata criminalității scăzuse foarte mult imediat după ce aceste viziuni au început să fie popularizate și lumea a început să vină să-l asculte pe Petrache Lupu. Oricum, ecou a fost puternic. Am întâlnit un bătrân de 80 de ani care venea de la Caracal pe jos. Și când l-a întrebat bunicul meu, unde ai dormit? A spus, am dormit pe câmp, în plăile de grâu, noaptea. Așa cum a mărturisit părintele Dumitru Stăniloae, a venit aici, l-a cunoscut pe Petrache Lupu, argumentează scripturistic, științific, teologic și istoric faptul că la Maglavit a avut loc o teofanie. Deci o arătare dumnezeiască. De-a lungul șoselei, câteva zeci de mii de oameni se închinau zilnic în timp ce părăseau biserica veche a satului și se îndreptau către locurile unde ciobanul avusese cele trei întâlniri cu moșul. Decenii în șir apoi, numele lui Petrache Lupu și al comunei Dolgene Maglavit au fost sinonime cu minunea divină și cu vindecările miraculoase săvârșite aici. Dumnezeu cea la biserică se ruga acolo când venea din ăștia bun la pe care era cu inima bună, se vindeca. A plecat mult vindecat de aici. Pentru a înțelege ce se întâmplase la Maglavit în trei vineri consecutive, începând din 31 mai 1935, transcriem din raportul solicitat de episcopul Vartolomeu, consilierului său cultural, preotul de Cristescu.
o fetiță a lui Marin Coveianu din Amzulești, fiind surdo-mută din naștere, ducându-se la locul minunii în urma rugăciunii ciobanului, vorbește și aude. Un oarecare Gheorghe Pricop, tocmai din județul Baia, fiind surd, s-a îndrăvenit. Locuitorul Gheorghe Ion Ștefan Coca din Maglavit, pentru că a luat în derâdere pe cioban, a fost lovit de paralizia brațelor și a picioarelor. De asemenea, ciobanul Guran Brânzache din Flămânda Mehedinți, pentru că nu credea în cele propovăduite de cioban, a rămas paralizat. Blândețea lui, el le spunea, le punea mâna pe cap și după aia oamenii, să știi, că plecau foarte ușurați, că au luat legătura cu divinitatea, cu Sfântul, cu Pătru de la Maglavit. Neurologul Gheorghe Marinescu și profesorul Parhon l-au consultat pe ciobănaș. Verdictul? Omul era perfect sănătos. Gheorghe Marinescu a venit aici și l-a consultat. Împreună cu asistentul i-a făcut consultație și l-a declarat sănătos, atât fizic cât și psihic. Spunea fata lui Gheorghe Marinescu, care a trăit până în urmă cu câțiva ani, că tatăl ei, profesorul Marinescu, în unele probleme grele care îl depășeau de neurologie, venea aici sau îl chema pe Petrache Lupu la București și se consulta cu el în rezolvarea multor cazuri pe care el le trata acolo la București. Arunca bani lumea atunci, era bani din păduri, deci pentru iertarea păcatelor. A fost. Începuse colectarea de fonduri pentru construirea unei biserici pe locul la Buturugi, unde ciobanul fusese martorul teofaniilor succesive. Banii care s-au aruncat aceia, despre care, cinstit să fiu, că încă am dau seama pe unde ar fi ajuns, că a ajuns undeva banii ăștia, grămezi de monede, duse cu saci. El, dacă era un om, ca să nu fie, să zicem, al lui Dumnezeu, sau dacă era un lacom, punea pe alții și fura de acolo. Dar el n-a luat niciodată nimic. Ceea ce s-a întâmplat aici a ajuns până la cele mai înalte niveluri, chiar până la rege. Se zice că ar fi fost una dintre afacerile lui Carol al II-lea. Acum nu există un document precis care să spună, pentru că trebuie să ne bazăm și pe hârtie. Nu există un document care să spună, domnule, ăștia au mers la banca cu tare și au intrat în contul cu tare. Eu nu știu de lucrul ăsta. În vremurile bune ale Maglavitului, banii strânși în jurul Sfântului nu se mai puteau număra și se cântăreau cu sacii. Petrache avea mai mulți așa ziși secretari care se ocupau cu cele lumești. După 60 de ani de la fenomen, sătenii șoptesc că unii s-au lăcomit la daruri și în timp s-a ales praful și de ei și de familiile lor. Era unul Stănăgoi. Și a furat și a făcut coș la acasă, pe cărămidă. Și zicea românii pe aceea, îl lua oțelă peste picioare, că într-o noapte i s-a arătat nu știu ce și spunea la fereastră, Stănăgoi, tu cărămida înapoi. Și a frămat coșul acasă și l-a dus acolo. S-a ales praf și pulberea de ei, care s-a îmbogățit atunci, că s-a îmbogățit. Da, mi-a mărit chiararul aspartă cu fântână mănăstirea și când a luat foc, i-a rămas decât fierele de la mănăstire. Da. Vezi ce spus? A luat foc și ai lălanții toți. Toți care au luat ceva de-a furat de acolo, nu s-au pregătit niciunul. Orbi, ciungi, ologi, posedați, credincioși și necredincioși veneau la Maglavit cu miile și cu zecile de mii să aștepte minunea tămăduirii, a credinței și a umilinței. Fenomenul ia o asemenea amploare încât însuși regele își trimite emisarii pentru a boteza copilul Sfântului.
Hristos în fiul lui Petrache, lui Mihai, botezat de Rezele Mihai. Iar în 1936, după ce Maglavitul devenise de mult un adevărat loc de pelerinaj, s-a pus și temelia unei biserici care se voia construită din donațiile celor veniți ca să se închine pe aceste meleaguri. A venit războiul, iar Petrache a fost rugat de generalul Antonescu să meargă pe front la Cotul Donului, să încurajeze trupele flămânde și înghețate și să le insufle credință în locul îndoielii care le bântuia sufletele. A fost dus cu avionul deasupra teatrului de luptă Petrache Lupu. În exprimarea lui gângăvită a spus: războiul se pierde, rușii vin și vor trece. Lucru care i-a nemulțumit pe Antonescu și pe ceilalți din conducerea statului, l-au adus înapoi și au spus că e un mincinos, cum să pierdem războiul când noi înaintăm. Și adevărul este că așa s-a și finalizat partea a doua a războiului. El dădea oamenilor îndemnul pocăinței și prorocea păcatele care aveau să vină peste lume. Dacă nu vă pocăiți, din steaua cea mare care vine de la răsărit, va curge mult sânge pe pământul ăsta și va fi foamete mare și multă suferință. Altfel, dacă nu ne vom pocăi, adică dacă nu ne vom întoarce cu totul către Dumnezeu, va fi rău de noi, ceea ce s-a și întâmplat în scurt timp, izbucnirea celui de-al doilea război mondial și mai apoi acea perioadă cumplită care a venit cu instaurarea regimului ateisto-comunist, care a încercat să distrugă acest loc, pentru că el era considerat polul misticismului din România. Venirea comuniștilor a însemnat și izolarea păstorului de la Maglavit. Oamenii mai veneau acolo doar pe ascuns. Era combaterea misticismului de la Maglavit. Maglavitul era punct exploziv. Trebuia și noi, ca virgulă cadre didactice, noi eram cei care trebuia să combatem misticismul. Și zicea Petrache Lupu că la 14 septembrie 52 va da oamenilor vorba cea mare lăsată de moșu. Oamenii numărau zilele, dar într-o noapte, pe 1 august, o mașină a intrat în colbul satului, cum nu se mai întâmplase de mult. Îmbrăcat curat, Petrache i-a așteptat în curte pe vizitatorii nocturni. Știa că au să vină. Au venit securiști din partea partidului să-l aresteze. L-a urcat în mașină și mașina a refuzat să pornească. Petrache Lupu a cerut învoire să coboare până jos. A coborât însoțit de securiștii respectivi, a trecut în fața mașinii, s-a închinat și a zis: Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. S-a urcat din nou în mașină și fără altă manevră făcută la mașină, le-a spus: acum puteți să porniți. Au dat la cheie și mașina a pornit. Oamenii s-au uitat la mașina care a dispărut în noapte, luându-l pe Petrache din sat. S-a înapoiat abia prin octombrie. Deci din august până în octombrie, ca să treacă ziua de 14 septembrie, când trebuia să spună vorba mare. Niciodată nimeni nu l-a convins pe ciobănaș să spună vorba cea mare. Mai nu pot să-l știu nici eu. Când era să spună că era lume la biserică acolo, când aia l-a și luat. Și l-au băgat acolo și la șocuri electrice, așa am auzit. L-au băgat la toate chinurile. Ca un om simplu, ce să-i ceri? Ce a pățit acolo, numai el știe câtă bătaie, câte chinuri, câte necazuri a pățit în închisoare. N-a avut voie să povestească.
Eu am stat de vorbă cu el. Moșul m-a scăpat. Atât a spus. Moșul m-a scăpat de la pușcărie. În final, vorba care a spus-o moșul, n-a vrut să spună. A murit și n-a spus. M-a avut bine cu el de aia. Securiștii l-au ridicat de-a lungul anilor de mai multe ori pe omul din Maglavit, deși nu puteau să-i aducă nicio vină. Era dus departe de sat pentru câteva săptămâni. Niciodată nu spunea prea multe despre ce pătimea. Păi așteptau de la ei să le mărturisească, să retracteze ceea ce el a propovăduit. Și el n-a retractat nimic niciodată. Deși l-au torturat în timpul închisorii, erau totuși membri de partid și chiar securiști, oameni care veneau totuși din curiozitate, din credință, din dorința de a încerca să afle misterul arătărilor lui. Veneau aici în secret și mari oameni ai partidului, și din conducerea locală și din conducerea centrală, sub pretextul că vin să vadă dacă el mai face minuni, în ghilimele spunem asta. Refuza să primească și totuși la insistențe și numai însoțit de unul dintre noi. Petrache Lupu, cel care a strâns în jurul său mai mulți oameni decât a visat vreodată vreun șef de stat, s-a născut, a trăit și a murit sărac. Dar a rămas Sfântul, fără discuție. Foarte respectate lume. Din ce trăia Sfântul? Sfântul trăia din pensia de la colectiv și tăia din ce putea să agonisească din ce îi trimiteau copiii care s-au angajat ca muncitori la Reșița. A plecat în Normand în 1994, ducând odată cu el și acea vorbă mare care a rămas un mister pentru lume și probabil că numai Dumnezeu Tatăl va dezvălui când va socoti de cuvință misterul acela. Până la sfârșitul vieții, Petrache s-a rugat la crucea lui de lemn din odăița sa, în care și-a dat ultima suflare. Nora lui, cea care l-a îngrijit și comandat după obiceiul locului, i-a promis bătrânului că îi va respecta ultima dorință, să-l îngroape alături de nevasta lui Veta. După spusele familiei, Petrache Lupu a lăsat vorbă ca rămășițele lui pământești să fie reînhumate în biserica din pădure, unde i s-a arătat pentru prima dată moșul, numai când acest lăcaș de cult va fi gata. În foarte multe case, mai ales la bătrânii santelor, din țară și din străinătate, am înțeles și în Bulgaria, în Iugoslavia, în Serbia, se găsește această poză făcută după tabloul acela care a stat mulți ani în fața casei lui Petrache Lupu și niște oameni fără credință și fără frică de Dumnezeu l-au distrus. E bine, biserica s-a terminat abia acum, anul Domini 2009, spre liniștea celei care voia să-și respecte promisiunea făcută Sfântului. Petrache Lupu a fost deshumat din vechiul cimitir al Maglavitului și îngropat lângă noua biserică la care a visat după ce l-a întâlnit pe moș.